o răpire ce a avut o soră cu numele de Adriana. Mai întâi de a începe această lucrare pe care a făcut-o Duhul Iisus cu mine, vreau să vă rog pe fiecare cititor și creștin să-și pună nădejdea în Domnul Cel care a murit pe Golgota pentru noi. În fiecare să pătrundă puterea Duhului Sfânt și când va citi această răpire, vreau să rămână mereu în mintea aceluia ce va citi această lucrare și prin ajutorul Domnului Iisus în timpul citirii acestei lucrări să ia bine seama la ceea ce face și cui îi slujește și dacă nu este întors la Hristos. Doresc ca din tot sufletul ca după ce citește această lucrare să și facă o hotărâre pe deplin și să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos, iar pentru acela ce este întors la Iisus să îl slujească cum trebuie fără niciun fel de prefăcătorie. În una din nopțile anului 1975, fiind anunțată nu de mult timp înainte printr-un vis al Domnului special pentru această lucrare, Domnul Iisus m-a sfătuit să mă smeresc și să mă port cuvincios că are de făcut o lucrare mare cu mine și eu eram ferm încredințată că Domnul Iisus mi-a vorbit și că va lucra în chip minunat și eu la fiecare din rugăciunile mele pe care le făceam mă rugam ca Domnul Iisus să-și facă lucrarea înainte de a fi răpită. Am avut un vis foarte tainic și m-am înspăimântat. O voce îmi zicea: Adriana, la ora 1200 vin să te iau. Auzind acest glas atât de puternic ce mi-a vorbit de o făptură atât de minunată, din somn m-am trezit și uitându-mă foarte curioasă la ceas era ora 1200. Când deodată cum stăteam și priveam în jurul meu am privit în sus și o lumină puternică a luminat întreaga cameră unde dormeam. Atunci eu m-am mirat foarte mult și am văzut un înger foarte frumos la chip, era îngerul călăuzitor și deodată în sinea mea a apărut un gând și mi-am zis, oarecum părinții mei nu se trezesc la puterea luminii care era în cameră. Îngerul meu călăuzitor care stătea lângă mine mi-a zis, Adriana, pentru că lor nu le este îngăduit să privească sau să se trezească din somn, eu, uitându-mă la îngerul meu călăuzitor, am putut observa că era de o frumusețe rară, era îmbrăcat cu o haină sau mai bine zis cu o haină albă și strălucitoare foarte tare, haina era lungă până la picioare. La spate avea două aripi și făptura lui era foarte tânără și în privirea lui am văzut o totală smerenie și blândețe și pe urmă am auzit o voce zicându-mi: Adriana, am venit să te iau. După ce am auzit această voce am observat că de la picioare până la creștetul capului m-a luat un fior groaznic, parcă în capul meu erau introduse o sumedenie de ace. Încetul cu încetul fiorii aceia au crescut până când a ieșit duhul de viață din mine. Pe urmă când a ieșit duhul de viață din mine mi-am privit trupul meu neînsuflețit în pat și pe părinții mei și frații mei dormind alături de mine și atunci aud glasul îngerului meu călăuzitor zicându-mi, Adriana, trebuie să plecăm să părăsim acest pământ pentru a ne înfățișa înaintea Domnului Iisus. Și eu fiind îmbrăcată într-un fel de haină și având tot pe îngerul meu călăuzitor călăuza mea, am zburat de sub acoperișul casei mele, îngerul zbura înainte iar eu în urmă am zburând cu o mare viteză în sus, căci deodată în urma noastră se prelungea globul pământesc care nu după mult timp nu l-am mai văzut deloc și în fața noastră a apărut o lumină foarte puternică și în jurul meu o frumusețe de nedescris. Eu mă gândesc de multe ori la frumusețea pe care am văzut-o sus în ceruri, dar nu am cuvinte cum să mă exprim. Și zburând cu îngerul meu călăuzitor deodată în fața noastră stătea un tron foarte mare și pe el Domnul Iisus. Era foarte strălucitor, parcă era poleit cu aur. Picioarele tronului erau foarte mari și parcă cuprindeau întreg pământul, iar spătarul tronului era foarte mare, cuprindea parcă cerul. Domnul Iisus de o frumusețe rară, chipul lui era foarte tânăr și privirea lui era blândă, avea o barbă lungă și părul lung și strălucitor foarte tare. Era îmbrăcat într-o haină lungă până la pământ și așa doar dintr-o singură bucată, iar strălucirea pe care o avea nu o pot descrie în cuvintele mele pământești și cum stătea pe tron și mă privea foarte blând.
Atunci am căzut cu fața la pământ și plângeam foarte tare că pentru că atunci când te înfățișezi înaintea Domnului, omul își aduce aminte de toate greșalele făcute pe pământ și mai ales când ești tu în fața Creatorului tău. Îngerul meu călăuzitor sta la dreapta mea și privea spre Domnul Isus. În fața luminii Domnului Isus nu pot sta în picioare. Eu mă vedeam foarte mică pe lângă Domnul Isus Hristos și comparația pe care trebuie să o faci pentru a putea mai bine înțelege cât de neînsemnat este omul este doar cât un bob de grâu, deci fiecare poate să-și dea seama cât de mic și neînsemnat este omul pe pământ. Domnul Isus a luat cartea vieții, a deschis-o și mi-a pus-o pe genunchi. În această carte este descrisă toată viața unui om, cuprinzând și fapte bune și fapte rele. Privind spre mine, Domnul Isus m-a întrebat: Adrian, ai dat tu milostenii semnul întrebării? Ai strigat tu la mine pentru cei săraci? Ai ținut tu zile de jertfă? Și după aceste întrebări, Domnul Isus a spus că toate acestea sunt plăcute înaintea Domnului. Și acela ce va face aceste lucruri, bucurii va avea și o mare răsplată în ceruri. Și vrând să aflu cum trebuie să se poarte un credincios, atât cel tânăr cât și cel vârstnic, și să fii plăcut înaintea Domnului, Domnul Isus mi-a răspuns: Adriana, privește! În fața noastră a apărut o fată și un creștin. Pentru ca să se deosebească de cei din lume, ei trebuie să fie un exemplu atât în vorbire cât și în purtare și îmbrăcăminte. Iată cum trebuie să se îmbrace atât tinerii cât și vârstnicii. La fete totdeauna părul trebuie să fie totdeauna acoperit pe drum, la adunare și în orice loc se află, rochia trebuie să fie peste genunchi, iar când te duci la adunare sau la rugăciune, fetele trebuie să aibă mâneca lungă, iar la adunare fetele mici și băieții n-au voie să poarte ceas pe mână, care de la sine se înțelege să nu îl aibă un creștin, pentru că toate acestea sunt o scârbă în fața lui Dumnezeu. Deasupra părul trebuie să fie cum ți l-a lăsat Domnul din naștere, fără să fie pus în bigudiuri sau altele. Înainte de a-ți lua un lucru pe tine prima dată, uită-te bine dacă conștiința ta te mustră, lasă-l nu-l lua, iar dacă nu te mustră, ia-l, căci dacă întreidvăr, dacă tu, frate și soră, ai Duhul lui Hristos în tine, nu te va lăsa să umbli cum umblă lumea și te vei strădui să te îmbraci ca să fii plăcut Domnului Iisus Hristos, nu lumii, care împreună cu faptele acestea vor pieri. Pentru băieți și bărbați, aceștia trebuie să fie îmbrăcați cuvincios, fără pantaloni evazați, și să fie așa cum se cuvine credincioșii Domnului. De asemenea, părul la bărbați trebuie să fie tuns scurt, fără nici un fel de perciuni, lăsați să acopere tot obrazul, ceasul trebuie băgat în buzunar, iar în timpul verii nu este permis ca la adunare bărbații sau femeile să intre cu cămășile scurte în adunare. Domnul Isus, după ce mi-a arătat aceste lucruri, îngerul meu călăuzitor m-a luat și m-a dus în camera morților care mor în Domnul Isus. Locuința aceasta era doar o parte unde odihnesc sufletele credincioșilor. Când îngerul meu călăuzitor a deschis ușa încăperii unde erau creștinii care se odihnesc până va veni Domnul să-și ia o mireasă, sau mai bine zis poporul de pe pământ care i-a slujit, o mare lumină deodată încăperea, ca și îngerul meu călăuzitor a intrat în încăpere și eu l-am urmat. Când a intrat în locuința aceea, îngerul mi-a spus: Adriana, aici se odihnesc doar o parte din cei care au murit, mă refer la cei care au murit până la 20 ani, iar în celelalte încăperi sunt repartizați în funcție de cum au fost de credincioși și după cum s-au comportat pe pământ. Eu am rămas foarte înspăimântată de frumusețea încăperii. Pereții erau parcă poleiți cu aur și de jur împrejurul camerei erau paturi suprapuse unde se odihnesc sufletele credincioșilor. Încă din clipa când am intrat în acea cameră, am privit în jurul meu să văd mai bine înfățișarea celor din încăpere și de sus a coborât sufletul unui băiat și s-a îndreptat spre mine. Eu, fiind foarte surprins însă de apariția lui, m-am uitat la el să văd dacă într-adevăr el este, pentru că eu îl cunoașteam de mică, de când era pe pământ înainte de a muri. El s-a apropiat de mine și mi-a zis: Adriana, ai venit pe la mine? Eu i-am zis:
Da, frate, am venit de pe pământ că Domnul Isus a avut un plan cu mine de a te vedea și pe pământ și aici, în camera asta, unde sunteți aduși pentru a vă odihni până când va veni El. Și stând de vorbă cu El, printre altele, mi-a spus: Adriana, când te vei întoarce pe pământ, să le spui părinților mei ca nu cumva să se lase de calea aceasta a pocăinței, că dacă unul singur din familie se va lăsa de credință, atunci eu voi rămâne la judecată, pentru că a fost dus în camera aceea numai că părinții lui sunt credincioși. După aceea, îngerul meu a zis: Adriana, trebuie să vezi și iadul. Și după ce mi-a spus să nu mă înfricoșez de el, că el va fi cu mine, că nu este îngăduit, că și ei știu de credincioșii Domnului Isus și erau înfățișate înainte de răpirea mea și nu se putea atinge de mine și numai să mă înfrice. Și spunându-mi acestea, deodată am căzut în jos ca printr-un vis, într-un loc foarte întunecos și într-o căldură foarte mare. Eu, foarte mirată, m-am uitat în jurul meu și nu îmi venea să cred despre ce era în jurul meu. Mii de oameni erau schingiuiți în fel și chip, sunt tratați cu o deosebită ură față de ce erau în sânul lui Avraam. Aceștia erau supuși la fel și fel de chinuri groaznice, schingiuiți, puși la rug, puși pe cruce și în corp li se introducea un fier roșu aprins. Dar să știți că durerile sunt la fel de mari în iad ca și când ai fi în trupul acesta de carne, pe care îl aveau pe pământ. Durerile bântuiau cu miile și oamenii aceia zbierau și se văitau, deți era mai mare groaza să-i auzi cum strigau în durerile acelea groaznice. Eu am vrut să mă retrag într-un colț, căci îmi era tare frică de priveliștea aceea îngrozitoare pe care o vedeam în jurul meu, dar un drac foarte urât și foarte mare s-a apropiat de mine și mi-a zis cu o voce foarte înspăimântătoare: aici nu are voie nimeni să se roage, cine ajunge aici este supus pentru totdeauna acestor chinuri înfricoșătoare. Tu ai avut timp să te rogi când ai fost pe pământ, dar ai avut noroc că ești întoarsă la Isus și îi slujești, că dacă nu tot aici ajungeai și nu mă pot apropia de tine, că ești păzită de îngerul Domnului, că altfel te chinuiam de mult. În tot acest timp cât mi-a vorbit el, corpul mi-a fost străpuns de frică și m-am rugat Domnului să mă întoarcă și uitându-mă la acel drac vreau să și-l descriu cu cuvinte pământești. Pentru a vă da seama cât de înfricoșător este numai la vedere, poți rămâne cu o frică groaznică, iar dacă l-ai vedea în fața ta, sunt sigură, frate și soră, dragi cititori, te vei strădui să-L slujești pe Dumnezeu, Domnul Isus, și te vei pocăi în sac și cenușă numai să nu-L vezi în fața ta. Acel drac era de o statură foarte mare, de circa 40 m, era foarte negru și pe capul lui erau parcă niște solzi de pește, era înfricoșător de urât, pielea lui sclipea și culoarea solzilor de pe cap era negru închis la spate, avea două aripi ca de liliac și erau întinse de-a lungul capului. Privirea lui era foarte urâtă, iar pe față parcă avea un strat de păr ca țepii unui arici și în cap avea două coarne mari. Vă puteți da seama numai din descoperirea mea cât de înfricoșător poate fi acesta numai privindu-l de un om în carne și oase. După aceasta, acel drac a zburat spre locul unde trebuia să și ia oamenii. Mie mi-era tare sete și uitându-mă în stânga mea era un râu foarte frumos la vedere, cu multe flori frumoase și cu o poiană frumoasă. M-am apropiat de râul acela și m-am aplecat pentru a bea apă, dar parcă nu îmi venea să cred, râul s-a prefăcut într-o țeavă de vulcan ce clocotea așa de tare încât mi-a venit să mă retrag. Florile erau roșii și din ele ieșeau lumini de foc. Vă închipuiți cât de cald poate fi în iad, cu toate că eu eram îmbrăcată pentru a rezista căldurii, însă tot îmi era cald și nu puteam rezista, dar vă închipuiți aceia care erau acolo cât trebuiau să sufere. Cum stăteam eu așa, deodată am auzit o voce și vocea fiind foarte cunoscută, m-am întors să văd cine mă strigă pe mine. M-am înfiorat cumplit, apoi m-am îndreptat spre locul ce am auzit vocea aceea și ducându-mă printre oamenii aceia ca să ajung la omul acela care striga la mine. Oamenii îmi ziceau: Adriana, să le spui lumii să se pocăiască, căci și noi, dacă am mai fi odată pe pământ, ne-am pocăi în sac și cenușă.
ajungând la omul acela care striga spre mine. Deodată am rămas chiar foarte surprinsă, era chiar bunicul meu care murise nu de mult înainte de răpirea mea. El cu ochii plini de lacrimi m-a privit și mi-a spus: Adriana,